Pe 17 mai are loc ceremonia în cadrul căreia episcopul Anton Durcovici va fi beatificat. Evenimentul are în centru slujba de la ora 11, care se va ține pe stadionul municipal. La Iași sunt așteptați mii de pelerini, sute de preoți și invitați de peste hotare. Sâmbătă 17 mai sunt așteptați în jurul la 15.000 de pelerini care vor veni din Moldova în principal, dar și din celelalte zone ale țării, precum vor fi și grupuri de credincioși străini, în special din Italia, Germania, Austria, Polonia, Ungaria și Spania. Vor fi de asemenea prezenți câțiva cardinali și peste 25 de episcopi, precum și peste 500 de preoți. Cei care doresc pot ajuta pelerinii cu o noapte de cazare. Până acum, zeci de familii și-au arătat disponibilitatea de a oferi celor din afara orașului un loc unde să doarmă. Mai ales pentru cei care vin de departe, s-a făcut apel la credincioșii catolici din Iași care pot să ofere cazare, să o facă, și până acum au răspuns mai mulți credincioși care și-au arătat disponibilitatea în a oferi spațiu pentru cazarea pelerinilor. Iar alții care vin în grupuri organizate, desigur, sunt rugați să găsească posibilități pe traseu, având în vedere că în ziua aceea Iașul va fi foarte aglomerat. La ceremonia de pe stadion poate merge oricine, în baza unor bilete de participare ce se pot procura gratuit de la biroul Episcopiei Romano-Catolice din Iași.